De la cascade spectaculoase la palate de poveste și peisaje de neuitat, oferta turistică a României este mai bogată decât poate părea la prima vedere. Satul Viscri din județul Brașov a devenit celebru mai ales în urma vizitelor destul de frecvente ale prințului Charles, al Marii Britanii. Locul este mai curând retras de la drumuri care leagă Brașovul de Sighișoara, deci nu este foarte accesibil. Totuși, frumusețea acestui sat sătesc a fermecat mii de turiști prin simplitatea sa. Casele colorate, îngrijite, dar mai ales biserica fortificată, care este una dintre cele 6 înscrise în patrimoniul mondial UNESCO, îi atrag pe toți cei care vor să redescopere magia satului românesc. Un loc cu multe legende care cu siguranță te va încânta, cascada cailor din munții Rodnei, este situată în apropiere de stațiunea turistică Borșa. În partea de nord-est a munților Rodnei, este cea mai mare cascadă din România și are cea mai înaltă cădere de apă, de 90 de metri, ceea ce o face cu adevărat spectaculoasă și un obiectiv turistic important pentru vizitatori din țară sau străinătate. Apa adunată într-un cir glaciar se scurge peste un abrupt calcaros numit Podul Cailor, în mai multe trepte, ceea ce face căderea de apă și mai impresionantă. Lacul Sfânta Ana nu este doar singurul lac vulcanic din România, ci și o rezervație naturală, geologică și florală. Deci este o destinație perfectă pentru cei care iubesc să-și petreacă timpul liber în natură. Zona este legată de băile Tușnad, prin poteci turistice, așadar și cei cărora le place să facă drumeții vor fi mulțumiți. Situat în masivul Ciomatu din județul Harghita, lacul se află în partea de jos a craterului unui vulcan dispărut, iar frumusețea peisajului care îl înconjoară reușește să îi surprindă de fiecare dată chiar și pe turiștii care au mai vizitat locul. Înconjurat de păduri și de munți, lacul Sfânta Ana pare desprins din povești și sunt multe legende care circulă pe seama numelui său. Inclusă pe lista patrimoniului UNESCO și supranumită Capela Sixtină a Estului, mănăstirea Voroneț reprezintă de fapt un complex monarhal medieval și este una dintre cele mai renumite titori ale voievodului Ștefan cel Mare. Această mănăstire este una dintre cele mai cunoscute și apreciate destinații atât pentru turiștii români, cât și pentru cei străini, fermecați de picturile sale care au făcut-o cunoscută dincolo de granițele țării. O destinație atât pentru cei care își doresc o reconectare cu propria spiritualitate, cât și pentru iubitorii de frumos în general, mănăstirea Voroneț impresionează mai ales prin freșcele considerate un exemplu de mare valoare al artei feudale moldovenești, relatează știrile protv.ro.